Subiectul din această seară se intitulează Un pas în față. Vom aborda o tematică destul de complexă a unor chestiuni care ne vizează direct ca individ și ca și grup, ca și colectivitate creștină, și aș dori să pornesc de la ideea pe care o prezenta Domnul Hristos într-o anumită circumstanță, o declarație de fapt binală în care Domnul Hristos justifica care este rațiunea pentru care noi ca și creștini trăim pe pământul acesta. În primul rând, el ne spunea, voi sunteți o lumină în întuneric, nu? Și lumina aceasta n-ar trebui să fie pusă sub obroc. Sunteți o cetate, nu, văzută pe un deal înalt de toți oamenii. Și apoi ne mai spune Domnul Hristos că suntem și sarea pământului. Dar înainte ca să fim sarea pământului, Domnul Hristos ne spune că ar trebui să fim o lumină care luminează în întuneric, o cetate care este văzută de toți oamenii și apoi să fim și sarea pământului. La început suntem o lumină în întuneric pentru că noi ar trebui să avem ceea ce ceilalți nu au, și anume viziunea despre viitor. Dacă creștinii nu înțeleg cuvântul lui Dumnezeu, așa cum nici ceilalți oameni ai lumii nu-l înțeleg, diferența este irelevantă, noi ne pierdem rațiunea pentru care trăim și motivația pentru care Dumnezeu ne-a adus pe pământul acesta. Deci suntem sau ar trebui să fim lumină în întuneric pentru că noi avem o viziune cu privire la viitor, o viziune pe care ceilalți nu au. Și dacă o avem, de ce tăcem? Deci, pe de o parte, suntem lumina lumii pentru că avem o viziune despre viitor și, pe de cealaltă parte, suntem sarea pământului pentru că facem parte din soluție și nu parte din problemă. Din nefericire, generația modernă de creștini, produsă, zic eu, de gândirea occidentală sau gândirea vestică, trebuie să o spun, s-a cam alterat. Pe cale de consecință, suntem călcați în picioare de restul lumii, pentru că dacă sarea și-a pierdut gustul, nu mai are nicio valoare. Datorită apostaziei morale a creștinismului în lumea noastră, nu mai suntem, sau lumea din care facem parte, nu consideră viața noastră ca o busolă morală pentru umanitate. Ne-am pierdut gustul, iar cuvântul lui Dumnezeu este disprețuit din cauza noastră și nu degeaba în ultimul discurs acest domn de la răsărit, domnul Putin, ne înțepa pe drept cuvânt cu privire la alterarea valorilor spirituale când spunea în fața națiunii domniei sale următoarele. Uitați-vă ce fac ăștia în Occident cu oamenii lor. Este și mai rău. Uitați-vă ce le fac ei. Distrug instituția familiei, identitatea lor culturală, istorică, iar distrugerea familiei, a identității naționale, perversitatea și abuzul asupra copiilor, până la gradul de pedofilie, sunt acum acceptate ca o nouă normă. Sigur că declarația aceasta a șocat întreaga lume până ieri, nu? Vă aduceți aminte, Estul sau Răsăritul sau Imperiul Soviet, Imperiul Comunist era perceput ca persecutor al creștinismului, în timp ce Vestul era apărător sau promotor al valorilor creștine. De data aceasta se pare că timpurile s-au schimbat și se pare că lucrurile s-au inversat și că Vestul acum este persecutorul creștinismului, Europa Occidentală și cu Statele Unite este persecutor a creștinismului și Vestul sau Estul devine apărătorul creștinismului. Creștinismul de data aceasta este apărat fie de o ipocrizie circumstanțială, vorbesc eu, ori de nevoile omului politic sau aparatului politic. Fie că e vorba de ipocrizia politică de stânga sau ipocrizia politică de dreapta, creștinismul este apărat pentru o vreme ca un fel de avere moștenită, o formă culturală sau chiar tradiție atunci când este convenient sau benefic pentru cei care conduc lumea. Sigur că declarația domnului Putin de săptămâna asta a făcut în conjurul Americii, aici la noi e mare vâlvă cu privire la declarațiile așa zis conservatoare ale dumnealui, aleargă cu disperare la declarație domnului Putin. Este foarte trist să vezi conservativi, creștini, protestanți și neoprotestanți din America care au
s-au îndrăgostit dintr-o dată de declarația domnului Putin. Sigur, este foarte greu să contești declarațiile dumnealui sau declarații de genul acesta care pot fi ușor verificate. Trăim într-o lume în care lucrurile astea se pot verifica foarte simplu. Dar, bineînțeles că n-aș cumpăra tot ceea ce spune domnul de la răsărit foarte repede, pentru că să nu uităm că Rusia sau Imperiul Sovietic a produs cea mai mare opoziție sau persecuție în erele comunismului împotriva creștinismului scripturistic, creștinismului cu Biblia în mână. Sigur că la această declarație a domnului Putin se alătura cândva, puțin mai devreme, pentru confirmare, chiar o voce din vest, cu ceva timp înainte, nu? Care practic cânta aceeași melodie și care nu este altcineva sau nu era altcineva decât doamna Marion Maréchal Le Pen, care practic definea sau era ecoul declarației domnului Putin de săptămâna trecută. Ce spunea dumnea ei, Europa sau Uniunea Europeană nu este Europa. Este o ideologie fără țară, fără națiune, fără suflet și fără civilizație. Uniunea Europeană încetul cu încetul ucide națiunile milenare. Dragii mei prieteni, acesta este de fapt jocul politic destul de mercantil, zic eu, în care creștinismul este atras în fiecare zi. În timpul celor 70 de ani de comunism, creștinii au fost persecutați prin intermediul aparatelor de inteligență și tortură ale Imperiului Sovietic, în timp ce Vestul ne apăra, vezi mă, Doamne, interesele pentru a oferi credit moral în fața oamenilor din răsărit. Astăzi a căzut comunismul și s-au inversat rolurile. Vestul persecută drepturile creștinilor, iar Estul apără, vezi mă, Doamne, drepturile creștinilor. Cei care mai suntem și noi pe aici, pe acolo, nu de ieri, n-am uitat ce s-a întâmplat în vremea comunismului și nu alergăm atât de repede la domnul Putin ca să cumpărăm tot ce spune. Chiar dacă este un adevăr mare care a rostit, un adevăr circumstanțial, noi nu uităm ce s-a întâmplat în trecutul apropiat. Știți dumneavoastră, în situația dată, în criza politică, socială, economică, religioasă în care ne aflăm, dragii mei prieteni, întotdeauna vom avea de ales între comunism, ateism sau o religie contrafăcută. Niciodată nu vei avea de ales între religia adevărată și religia falsă, între tradiție sau cuvântul lui Dumnezeu care este Scriptura sau Biblia. Întotdeauna vom avea de ales între două lucruri rele, stânga ne oferă ateismul, dreapta ne oferă o religie contrafăcută. Nici cum o dai nu e bine. Ceea ce rămâne pentru noi ca o alegere fermă și un compas moral, o busolă morală, este sola Scriptura. Așa ne spune Scriptura sau la Scriptură rămânem. Revenind de data aceasta la noi creștinii, cred că este necesară o analiză atentă a influenței oamenilor lui Dumnezeu de-a lungul veacurilor. Dacă vă aduceți aminte, de fiecare dată când în lumea politică, nu mă refer, sau mai precis marile imperii sau mari împărați au intrat în criză, nu? Criză, pentru că le lipsea soluția imediată, au apelat dintr-o dată la oamenii lui Dumnezeu, care până atunci erau doar niște administratori credincioși, rămași undeva în anonimitate și neimplicați în dinamica sau intriga politică a celor pe care acești oameni al lui Dumnezeu îi serveau la curte, nu? Iată primul caz, Iosif, dacă vreți. Dumnezeu l-a făcut pe Iosif un izvor de viață pentru națiunea egipteană. Prin Iosif, viața întregului popor a fost păstrată. Deci iată că în acest caz, l-avem de Iosif, nu? Se împlinește ce spunea Domnul Hristos despre noi. Voi sunteți sarea pământului, dar înainte ca să fii sarea pământului, trebuie să fii lumina lumii care este scoasă de sub obroc și luminează într-un loc întunecat. Iosif, uitat în pușcărie de un paharnic și promisiunile acestuia, devine dintr-o dată extrem de important, chiar în momentul în care faraon este tulburat de cele două vise ale lui date de Dumnezeu. Iosif devine lumina lumii pentru un moment, pentru că deslușește visurile împăratului și elimină confuzia din mintea lui faraon. Sigur că Iosif nu era parte din aparatul politic al lui Faraon, din moment ce era pușcăriaș eliberat pe cauțiune pentru această situație de urgență care a apărut în viața Egiptului. Dar Iosif devine parte din acest aparat de conducere a lui Faraon,
după interpretarea visului și primește chiar autoritatea de prim-ministru, după ce dovedește că este și sarea pământului, adică oferă și soluția la problemă. 7 ani de prosperitate folosiți în mod înțelept de Iosif, prieteni, nu? Pentru a păstra viața unei națiuni în timp, în timpul celor 7 ani de foamete, îl califică, nu? Faraon spune, băi, tu ești cel mai calificat, îl califică pe Iosif, după spusele acestuia, ca să pune la îndeplinire sau să implementeze planul de salvare, de resetare a lumii egiptene pentru supraviețuire peste cei 7 ani de foamete. Iosif fusese șeful celulei de criză pentru a salva omenirea, nu? Câtă diferență, dragii mei prieteni, între Iosif, care dorea într-adevăr salvarea egiptenilor, și Arafat, Fauci și alți pretinși salvatori care au produs cu bună știință exact opusul la ceea ce erau datori să facă. Dumnezeu va judeca pe fiecare la vremea cuvenită. El a pus un hotar răutății și a îngăduit caracterelor unor astfel de oameni să iasă la iveală pentru concluzii bine definite. Un alt caz a fost Daniel, care a servit în calitate de administrator atât în Babilon, sub conducerea a cel puțin 2 împărați, cât și sub conducerea Imperiului Medo-Persan. În toate situațiile, dragii mei prieteni, Daniel s-a dovedit lumina lumii, ca mai apoi să îi se recunoască geniul de sare a pământului. Era în mijlocul aparatului politic al Babilonului, dar nu făcea parte din el. Era în lume, dar nu din lume. Făcea parte din ea, din lumea aceea babiloniană, dar nu era influențat de aceleași idealuri, perspective și aspirații ale babilonienilor. Daniel este elementul soluției, dragii mei prieteni, pentru criza lui Nebucadnețar în capitolul 2, despre obsesia, nu, viitorului. El, Daniel, este omul soluție pentru criza împăratului în capitolul 4, capitolul 5 de asemenea, și oferă soluția pentru criză, nu? Este și lumina, este și sarea pământului, și el este chiar soluție, deși tardivă, dacă vreți, pentru, de data aceasta, pentru ultimul și cel mai slab, sau mai prăpădit, mai viciat, dacă vreți, și mai lipsit de valori morale, împărat al Babilonului. Belșațar nici măcar nu știa că există Daniel în Babilon. De fapt, de data aceasta, mama lui, împărăteasă prin excelență, i-a reamintit că există un om soluție în imperiu, și anume pe nume Daniel. Din nefericire, Belșațar era prea liberal, prea comunist, prea beat și părea spălat pe creier ca să mai reacționeze la evidențe. Era prea târziu o noapte pentru el, pierduse nu numai împărăția, dar pierduse și mântuirea. Nu vreau să catapultez subiectul, dragii mei prieteni, dar nu mă pot abține să concluzionez acest comentariu prin a face o paralelă între viața lui Belșațar și viața generației prezente, educată de filozofia greacă. Mâncare, băutură, senzualitate, dezmăți sunt de fapt circumstanțele în care mâna cerească în societatea de astăzi va scrie din nou pe peretele lumii moderne cântărit, cântărit și găsit prea ușor. Iată ce spune o pană inspirată în secolul XIX. Totuși, treptat, filozofia Greciei în educația copiilor și a tinerilor a înlocuit aproape în întregime adevărurile lui Dumnezeu. Absolvenții de astăzi sunt mai capabili să interpreteze mitologia Greciei decât să citească scrisul de pe mână al Creatorului în natură despre ei. Ei sunt pregătiți să creadă teoriile false ale oamenilor de știință în detrimentul declarațiilor directe inspirație, nu? Întreaga tendință a educației lor are un caracter evolutiv și dezvoltă îndoiala, nu credința. Critica este pusă la loc de cinste și înlocuiește simpla credință a cuvântului lui Dumnezeu. Organizarea societății în bresle, trusturi, cercuri de influență, corporații și sindicate este o reflectare a spiritului sistemului educațional, prieteni.
Pare inspirată, spune, monarhia înlocuiește rapid principiile democratice, iar vocea dragonului răsună prin pământ, nu peste tot pământul, prin dictatură impusă de sindicatele membrilor săi, prin controlorii petrolului, cei care controlează petrolul și grânele, prin greve și schimburi valutare. Am văzut asta în pandemie, nu? Wall Street dictează oamenilor cum să-și plătească taxele lui Uncle Sam. În limba engleză, pana inspirată spune cum să plătească banii lui Petru, nu? Care reprezintă clasa celor înstăriți, așa cum se cerea odinioară ca oamenii să plătească dar și taxe cezarului de la Roma. Așa cum strigătul celor asupriți din timpul evului întunecat sau evului mediu a ajuns la ceruri, tot așa, în această zi a luminii aparente și a progresului și a libertății atât de lăudate, se aude glasul asupririi. Prieteni, aceasta este o declarație care e făcută în secolul XIX și cred că și are aplicația mai mult ca niciodată în zilele noastre. Riscul pe care și l-a asumat autorul acestei declarații, Ellen G. White, este acela de a fi considerată ca fiind o declarație politică, nu? Sau doamna, sau autorul acestei declarații să fie etichetat ca o declarație sau un comentariu politic. Și pentru că tot am ajuns aici, vreau să asigur pe cei care îmi vor binele că nu fac politică. Nu subscriu niciunui crez politic, ci pur și simplu gândesc și încerc să vorbesc ca un om simplu, dar liber în Hristos. Cei care îmi comunică pe diferite canale că aș face mai mult politică decât religie, sincer, le cer iertare. Dacă am lăsat o astfel de impresie, vă rog să mă iertați. Dar în același timp pot să mărturisesc cu conștiința împăcată cu Dumnezeu că spun ceea ce mă simt îndemnat de Domnul să spun oamenilor. Apostolul în Cartea Evreilor, capitolul 6, versetul 1. De aceea să lăsăm adevărurile începătoare ale lui Hristos și să mergem spre cele desăvârșite, fără să mai punem din nou temelia pocăinței de faptele moarte și a credinței în Dumnezeu. Este foarte trist, prieten, că realitatea menționată de Domnul Hristos pe vremea lui se poate confirma și mai mult în vremurile de astăzi. Mai am multe lucruri să vă spun, dar nu le puteți purta acum. Ioan 16 cu 12. E adevărat, sunt oameni care se potignesc în anumite declarații, dar în același timp trebuie să creștem la statura plinătății lui Hristos pentru a deveni oameni maturi în Hristos. Dumnezeu așteaptă de la noi ca să facem un pas înainte și să spunem lumii ce știm și ce cunoaștem. Dacă tăcem, ne asumăm un risc. Cine se va lepăda de mine în fața oamenilor, mă voi lepăda și eu de el în fața Tatălui, spunea Mântuitorul nostru. Adevărul prezent, păstrat sub obroc, va fi blestem pentru noi și pentru familiile noastre în vremurile de apoi. Voi sunteți lumina lumii, spunea Domnul Hristos. O cetate așezată pe un munte înalt nu poate fi nevăzută. Voi sunteți sarea pământului. Și aceste atribute oferite de Domnul Hristos poporului său, nu, reprezintă un privilegiu care ne obligă, prieteni, să facem un pas înainte și să ne deschidem gura să vorbim. Moise a făcut un pas înainte când a stat în fața lui Faraon și a disprețuit comorile Egiptului, deși a fost amenințat că dacă îți mai vă față odată vei muri, totuși Moise a făcut un pas în față. Iosif a făcut un pas în față când l-a onorat pe tatăl său în fața lui Faraon și a zis, acesta este tatăl meu și nu i-a fost rușine de credința și de religia lui, de păstor, nu? Momentul în care Ilie a făcut și el un pas în față, în fața lui Ahab, marele, mă rog, rege apostaziat al lui Israel. Daniel l-a făcut și el. A făcut și el un pas în față la rândul lui, când a stat în fața celor împărați. Ioan Botezătorul a făcut și el un pas în față când l-a mustrat pe Irod că nu are voie să trăiască cu nevasta fratelui său câtă vreme el trăiește. Pavel a făcut și el un pas în față când a stat în fața temutului Nero și a predicat Evanghelia cu toate consecințele lui. Și nu ne-ar ajunge timpul să vorbim de toți eroii Evului Mediu, de la John Wycliffe, Tyndale, care s-a rugat în timp ce era ars pe rug, Doamne, deschide ochii regelui, până la Luther care a spus, eu de aici nu mă mișc. Cuvântul este și pentru generațiile noastre, dragii mei prieteni. Vrei să faci un pas în față?
Iată ce ne prezintă Pana Inspirată. Câteva gânduri. Vremea nu este departe când poporul lui Dumnezeu va fi chemat să-și dea mărturia în fața conducătorilor pământului. Iată că a venit vremea aceasta. Textul ăsta are cel puțin 120 de ani vechime, dacă nu mă înșel. Vremea nu este departe când poporul lui Dumnezeu va fi chemat să-și dea mărturie în fața conducătorilor pământului. Și dacă tu, eu, noi suntem chemați să facem un pas în față ca să dăm mărturie în fața conducătorilor pământului, suntem noi pregătiți ca să putem să dăm mărturie în fața președinților de state, miniștrilor și conducătorilor acestei lumi, noi avem nevoie să înțelegem ceva. Și uitați ce spune Para Inspirată. Dacă nu înțelegem importanța momentelor care trec rapid în eternitate și, și nu ne pregătim să stăm în picioare în ziua aceea, Marea lui Dumnezeu, vom fi considerați ispravnici, necredincioși. Deci, înainte ca să putem să facem un pas în față, în fața președinților, în fața națiunilor, în fața conducătorilor lumii, așa cum au făcut-o predecesorii noștri, trebuie să înțelegem în primul rând importanța momentelor care se petrec în jurul nostru. Străjerul trebuie să știe, spune Pana Inspirată, ce oră din noapte este. Acum totul este îmbrăcat în solemnitate, spune Pana Inspirată. O solemnitate care să fie percepută de toți cei care cred adevărul relevat pentru acest timp. Un nume care a schimbat istoria este A.T. Jones, unul dintre marii pionieri a adventismului. Omul acesta a făcut un pas în față și a apărat în fața legislativului american libertatea individului, la închinare. Un singur om, Jones, în fața unei națiuni întregi. Vocea lui a răsunat în acea aulă a liderilor, așa cum a răsunat vocea lui Luther în fața doctorului Eck sau în fața prelatului papal, dacă vreți. America era la o secundă de a introduce legea duminicală, care ar fi aruncat lumea în aer printr-o lege sau un decret care ar fi fulminat cu încheierea istoriei lumii, ar fi generat revenirea Domnului Hristos și noi să fi mers în împărăția cerului sau cei care trăiau pe pământul acela. Dar cuvântul acestui credincios, A.T. Jones, a schimbat, prieten, traiectoria viitorului acestei lumi în mod ireversibil. Ceea ce a spus John în acea zi a făcut ca noi să mai existăm astăzi. El a scris cărți care au marcat și definit lumea politică și cea religioasă. Haideți să facem o trecere în revistă a acestor mari cărți valoroase pe care nu numai Jones, dar și Ray Smith și Haskell și alții, Christian Patriotism, creștinismul patriotic, Ecclesiastical Empire, împărăția eclesiastică, The Two Republics, the National Sunday Law, apoi a scris The Captivity of the Republic, captivitatea Republicii, a scris cartea The Great Empires of Prophecy, Marele Imperii ale Profeției. Jones era în lumea lui, în lumea aceea, dar n-a fost parte din lumea aceea. El trăia după un deziderat și o aspirație mult mai înaltă decât deziratul și aspirația pe care lumea de astăzi o are. Îl etichetăm ca un om care făcea politică, dragii mei, citiți toate aceste cărți și veți vedea declarații megapolitice pe care el le punea în context profund profetic. Deci asta nu înseamnă că dacă el făcea analiza unor evenimente cu caracter politico-social, religios, în timpul său, dânsul era un om care făcea politică. Deci să nu confundăm termenii. Merg puțin mai departe la Haskell. Haskell este și el un bărbat de mare calibru care scrie The Story of Daniel and the Prophet, istoria profetului Daniel, crucea și umbra lui, ei. Nu? Apoi mergem puțin mai departe, dacă vreți, și analizăm și pe marele Uriah Smith, care a scris și el explicația lui Daniel și Apocalipsei. Sunt declarații destul de multe, declarații care au un caracter politic, numai că aparțin indexului istoriei, pentru că aceste declarații sunt expirate, deci nu mai contează doar ca un subiect sau un material de cunoștință pentru noi, care ne poate ajuta să căpătăm mai multă experiență pentru prezent și viitor. Dar asta nu înseamnă că dacă Uriah Smith a făcut declarații, citând declarații politice ale unor mari conducători ai lumii și plasându-le în același timp în context profetic, omul acesta s-a afiliat vreunui partid politic sau religios. Timpul acesta de prosperitate, dragii mei prieteni, produce
sau generează, crește, dacă vreți, un adventism fără rădăcini sau un adventism fără istorie. Și dacă noile generații de tineri și chiar adulți, dacă vreți, nu cunosc istoria și începuturile adventismului, cred că aceasta este motivul pentru care nu se identifică cu mesajul istoric și analizele profetice ale timpului prezent. Această clasă de așteptători ieftini vor fi primii sau primele victime, dacă vreți, ale prorocului mincinos și ale mișcărilor de redeșteptare false care au și început deja în Statele Unite. Găsim în Scriptură, dacă vreți, în noțiunea de proroc, care arată misiunea unei persoane, a unei entități sau chiar a unei instituții care lucrează în interesul lui Dumnezeu. Adesea, în Scriptură, vom găsi noțiunea de trădare, un proroc care a fost cândva, sau noțiunea de abandon, a fost cândva lui Dumnezeu și a făcut datoria față de misiunea încredințată lui Dumnezeu, dar a venit vremea când l-a abandonat pe Dumnezeu sau l-a trădat. E, în momentele sau circumstanțele sau cazurile respective, prorocul care a fost al lui Dumnezeu este contestat de Dumnezeu, nu mai este trimis de Dumnezeu, nu mai are un mesaj din partea lui Dumnezeu și atunci Dumnezeu îl numește proroc mincinos. Proroci, prorocie, prorocița, această expresie, cuvinte legate de expresia proroc, am găsit în Scriptură că se găsește de 370 de ori sau în 370 de instanțe. Unele se repetă. Proroci mincinoși, expresia aceasta am găsit-o doar în 12 instanțe cu 12 titluri, cu titluri cu tot. O altă declarație de Matei, capitolul 7, ne vorbește de proroci care sunt intruși sau se introduc în sub aparența creștinismului, păziți-vă de proroci mincinoși, ei vin îmbrăcați în haine de oi pe dinăuntru, dar sunt în realitate niște lupi răpitori. Mai avem o altă formă de proroci, prorocii ai viitorului, Matei 24:24, care ne spune că se vor scula proroci mincinoși și Hristos mincinoși și proroci mincinoși care vor face semne mari și minuni până acolo încât să înșele, dacă va fi cu putință chiar și pe cei aleși. Deci iată că, într-adevăr, noțiunea de proroc mincinos, atât ca individ, cât și ca mișcări sau mișcări de trupe, sunt cât se poate de reale și reflectate în Scriptură. Balaam, spre exemplu, n-a spus minciuni din totdeauna. El a fost profet al lui Dumnezeu, dar mai târziu s-a apostaziat, a trădat pe Dumnezeu și a abandonat poziția de fidelitate și de loialitate față de Dumnezeu, nu? Și a trecut în rândul dușmanilor. Balaam este individul care, dacă vreți, reprezintă zelul protestantismului incipient, zelul creștinismului care s-a dezvoltat în persecuție cu Biblia în mână, zelul oamenilor care au stat în focul persecuției și care mai târziu, datorită apatiei, dorinței după bani, nu ca și în cazul lui Balaam, au compromis valorile acelea și apoi au trecut în rândul celorlalți. Mai există o altă formă de proroc, spre exemplu Gehazi a fost un om care a învățat de la Elisei, un profet al lui Dumnezeu foarte consacrat, nu? Și totuși Gehazi s-a îndrăgostit de bani, a luat lepra lui Naaman pentru totdeauna și asta a fost istoria. Deci prorocul mincinos este o realitate cotidiană, o realitate a societății în care trăim, dragii mei prieteni. Și ceea ce este foarte interesant, mai mult, este că vom găsi în Scriptură expresia de prorocul mincinos întotdeauna în tandem cu fiara. Fiara și prorocul mincinos. Acest proroc, așa cum spuneam, în genere, în Scriptură, nu s-a găsit sau s-a născut mincinos. El a fost un proroc bun cândva. Coruperea a venit ca urmare a prosperității, căreia nu i-a putut face față. Totodată, coruperea caracterului a adus cu sine, în mod natural, prieten, coruperea mesajului care a încetat să mai fie un mesaj al adevărului. Încetul cu încetul, adevărul a fost amestecat cu erori teologice și, într-un final, să devină o contrafacere, o minciună devastatoare pentru cei care o cred. Cine este misionarul sau cărăușul unei astfel de adevăr amestecat cu rătăcire? Prorocul mincinos. Din perspectiva profetică,
profetică, prorocul mincinos, nu vizează o persoană, ci mai degrabă o mișcare religioasă, care treptat își pierde identitatea și consecința, și în consecință își pierde și misiunea. În loc de a servi intereselor dumnezeiești, prorocul mincinos trădează poziția de încredere pe care i-a dat-o Dumnezeu. Care a fost crima lui Gehazi? Crima lui Gehazi a fost că a pervertit Evanghelia. Elisei n-a vrut să ia niciun ban ca gest de apreciere pentru vindecarea pe care Dumnezeu a făcut-o, pentru că Elisei a vrut să-l învețe pe Naaman o lecție a credinței, și anume credinței sincere, că mântuirea este darul lui Dumnezeu și nu se poate câștiga pe bani. Ei, Gehazi a făcut exact inversul. A fugit după Naaman și a alterat Evanghelia pe care a transmis-o Elisei lui Naaman, și a spus, uite, domnul meu s-a răzgândit și vreau să spun că pentru lepra de care ai fost vindecat, e nevoie să dai ceva bani aici și câteva haine. Nu pentru mine, că eu sunt om bun, dar pentru profetul, pentru maestrul meu, Elisei, că el este mai egoist decât mine. Dar mie nu-mi trebuie hainele astea. Observați ipocrizia, mârșăvia de caracter și maniera în care Gehazi corupe sinceritatea Evangheliei. De fapt, ce a transmis Gehazi lui Naaman a fost o Evanghelie falsă. Vindecarea de lepră trebuie cumpărată pe bani, sau vindecarea, actul mântuirii se face numai dacă dai bani la profet. Această crimă n-a fost iertată în viața lui Gehazi și ceea ce este foarte trist, dragii mei prieteni, este că Gehazi rămâne cu lepra. O lepră care nu-i aparținea, apropo. Lepra nu fusese a lui Gehazi, fusese a lui Naaman. Veșnic lepros. America protestantă a jucat un rol important în prelungirea Harului pentru întreaga lume, dar se pare că undeva s-a produs un scurt circuit între această mare mișcare a bisericilor temătoare de Dumnezeu protestante în America și Dumnezeu însuși. Lepra datoriilor avea să rămână până la sfârșit asupra acestei națiuni. Avem astăzi nu știu câte trilioane datorie, se ajunge baremul maxim, după care se pare că această, mă rog, Banca Federală, care nu este a Statelor Unite, va hotărâ să nu mai dea niciun ban împrumut. Un câștig obținut prin stoarcere, dragii mei prieteni, nu aduce decât pierderi în același plan, în aceeași manieră. Mi-a sărit în ochi o declarație a scriitoarei americane Ellen G. White, care spunea: fugi de datorii ca și de lepră. Eu cred că este adevărat. Din nefericire, America și lumea întreagă nu mai poate să fugă de lepra aceasta a datoriilor, care este o formă de sclavagizare financiară. Acest proroc mincinos oferă false speranțe lumii. Așa cum ni se spune de la Davos că vom trăi, nu vom moșteni nimic, dar vom fi fericiți. Așa cum ni se spune că dacă ne bagă ăștia microchip în cap, o să gândim ca un computer din ăla de super terabyte viteză de memorie. Și toate aceste promisiuni false sunt parte din elita prorocului mincinos. Dar ceea ce este interesant este că, deși aceasta este prorocia mincinoasă, versiunea ateistă, să știți că a început, dragii mei prieteni, de săptămâna trecută sau de câteva săptămâni în urmă, a început o resuscitare a dorințelor după religie în Statele Unite. Raportând experiența Ashbury, pe 23 februarie 2023, Thomas Lyons a postat online în revista The Atlantic. Evenimentul a devenit viral online pe TikTok, iar hashtagul Ashbury Revival, deci resuscitarea spirituală din Ashbury, are peste 100 de milioane de vizionări și continuă să crească. Ceea ce se întâmplă în Ashbury este extrem de copleșitor sau de umil. Unii văd că ar putea fi semințele unei alte mari treziri la nivel național, în timp ce ateii liberali care conduc America astăzi văd ecourile a mulțimilor din 6 ianuarie și amenințarea care se profilează din perspectiva naționalismului creștin. Dar oricum o dai, ateismul, comuniștii nu vor o resuscitare spirituală, cei care doresc naționalismul creștin doresc o resuscitare spirituală, dar adevărul nu e nici acolo, nici aici. Adevărul este în Scriptură, dragii mei prieteni. Așa cum spuneam la început, sinceritatea este prea scumpă pentru a fi achiziționată de oameni. În primul rând, în acest complex universitar, a început un cerc de rugăciune.
Iar autoritățile de acolo au zis, bă, hai să-i închidem pe ăștia că e o problemă de securitate să nu se întâmple ca la colectiv, să cadă tavanul pe ei. Vă faceți aminte, ei au venit cu o altă chestie, safety issues, ce nu se poate ca aula acea universitară să poată să supraviețuiască la 1500 de oameni, adică acel locaș să fie plin de oameni zi de zi, noapte de noapte, pentru că finalmente acest cerc al rugăciunii s-a expandat la o permanentizare. Iar autoritățile au zis, hai să oprim rugăciune. Acum există un conflict de interes între autoritățile ateiste, nu liberale, și dorința de resuscitare a creștinismului național, patriotic și așa mai departe. Însă, pana ispirată anticipa, tot o persoană, un autor american de carte, spunea cu cel puțin 100 și ceva de ani în urmă următoarele. Renașterile populare sunt stimulate de prea multe ori prin apeluri la imaginație, prin excitarea emoțiilor și prin satisfacerea pentru ceea ce este nou și surprinzător. Convertiții astfel câștigați au puțină dorință de a asculta de textul sau adevărul biblic, puțin interes pentru mărturia profețiilor și a apostolilor. Dacă un serviciu religios nu are un caracter senzațional, nu are atracție pentru ei. Sigur că da, au văzut prea multe filme, spun eu, nu? Un mesaj care face apel la rațiune nepasională nu trezește niciun interes. Nu? Nicio reacție. Avertismentele clare ale cuvântului Dumnezeu, care se referă direct la interesele lor veșnice, nu sunt ascultate. Ce este interesant este că aceeași pană inspirată spune că înainte de vizita finală a judecăților lui Dumnezeu pe pământ, va exista prin poporul Domnului o astfel de trezire a evlaviei primitive, care nu s-a mai văzut din vremurile apostolice. Duhul și puterea lui Dumnezeu vor fi revărsate asupra copiilor săi. În acel moment, mulți se vor despărți de acele biserici în care dragostea acestei lumi a locuit. Iubirea pentru Dumnezeu și pentru cuvântul său va avea loc în inima lor. Mulți, atât de mulți slujitori, cât și oameni, vor accepta cu bucurie acele mari adevăruri ale lui Dumnezeu și care le-au fost proclamate în acest moment, pentru a pregăti un popor pentru a doua venire a Domnului. Viața protestantismului a dispărut, dragii mei, din America. Viața democrației este pierdută. Națiunea protestantă pretinsă imită acum puterea papală a Romei, formând astfel chipul fiarei. Pe măsură ce trece timpul, se va vedea că imaginea acestui chip va primi din ce în ce mai mult viața fiarei. Revenirea la principiile papale în Europa este vindecarea parțială a capului rănit. Dar dezvoltarea mai deplină a tuturor puterilor acestei fiare, care a combinat caracteristicile Babilonului, Persiei și Greciei în America cândva liberă și iubitoare de libertate, va fi vindecarea completă a rănii de moarte. America este, dacă vreți, casa protestantismului, dar bisericile ei de astăzi sunt protestante doar în nume. Înălțarea omului deasupra lui Dumnezeu, întronarea intelectului sau inteligenței umane, speranța mântuirii prin îndreptățirea faptelor, călcarea în picioare a legii lui Dumnezeu, acestea sunt câteva dintre lucrurile care marchează bisericile protestante ca fiice ale Babilonului, care au influențat lumea pe scaunul ei de la Roma. Așa spunea Stephen Haskell în The Story of the Seer of Patmos, istoria văzătorului de pe Patmos, pagina 238, cu referință la cartea Apocalipsei, bineînțeles. Se apropie vremea căderii tuturor națiunilor. Ei vor fi urmați de împărăția lui Dumnezeu. Hristos și Tatăl vor domni pentru totdeauna, iar supușii vor fi cei care au dezvoltat un caracter în armonie cu Jehova. Și vor fi făcut acest lucru când vor fi înconjurați din toate părțile de nelegiuirea concentrată a Babilonului, Persiei, Greciei și Romei. Lucifer a susținut că este imposibil să slujești pe Dumnezeu în ceruri. Controversa se încheie când s-a demonstrat în fața Universului că este posibil să slujim pe Dumnezeu și să te supui sau să respecti legea sa pe terenul vrăjmașului, în mijlocul a tot răul pe care îi este posibil să-l inventeze. Aceasta este puterea lui Dumnezeului nostru, dragii mei prieteni, fie ca împărăția ta să vină, facă-se ca voia ta pe pământ să se facă așa cum este în ceruri, spunea cuvântul lui Dumnezeu. Putem citi teologie 10 ore pe zi timp de 40 de ani
și să ne ajungem la concluzia de a-L cunoaște pe Dumnezeu, Dumnezeul cel minunat, cel personal, nu? Să găsești acea mulțumire interioară a sufletului tău datorită faptului că ai intrat în posesia celei mai mari comori, Domnul Hristos, în viața ta. Mulți doresc o cunoaștere de Dumnezeu așa cum îl cunoaște diavolul, dar ei nu-L cunosc pe Dumnezeu într-o așa manieră încât să-L aprecieze cât de infinit este Dumnezeu în frumusețea Lui de caracter. Un Dumnezeu plin de dragoste și de iubire. De aceea El a creat, dragul meu prieten, ființa ta. De aceea a creat sufletul tău. El a creat ființa numită om cu motive bine temeiate. Există mai multe plăceri în mâna sa cea dreaptă, dragul meu prieten, mai multe bucurii veșnice în prezența Lui, în viața ta, pe care le-ai putea primi decât 10.000 de plăceri interzise sau de păcate care au gust pentru moment în viața ta. Întrebarea este următoarea: știi tu acest lucru despre Dumnezeu? Că Dumnezeu are în patrimoniul său plăceri și bucurii care depășesc cu mult, infinit cu mult mai mult, 10.000 de plăceri interzise? În momentul în care afli că Dumnezeu are plăceri infinite, mult mai sănătoase și frumoase pentru tine, care depășesc plăcerea pentru păcat, chiar în acel moment, păcatul va pierde puterea și stăpânirea asupra ta. Știți, există o declarație interesantă: dragostea lui Hristos manifestată în slujirea neegoistă va fi mai eficientă în reformarea făcătorului de rău decât sabia sau curtea de justiție. Acestea sunt necesare pentru a îngrozi pe cel ce calcă legea, nu? Dar misionarul, evanghelistul, iubitor de Dumnezeu și de Hristos și de oameni, poate face mai mult decât atât. Adesea inima se va împietri sub mustrare, dar se va topi sub iubirea lui Hristos. Bunul Tată cere să ne binecuvânteze în această seară, dragii mei prieteni. Și dacă am înțeles mesajul, fă un pas în față. Dacă am înțeles mesajul, să facem un pas în față pentru Hristos. Dacă ai înțeles mesajul, fă un pas în față. Nu tăcea. Dacă știi ceva despre Domnul, despre iubirea Lui, nu tăcea. Fă un pas în față și spune ce știi. Poate că ceea ce știi tu va salva o viață de om. Îi mulțumim Domnului Hristos pentru aceste momente. Să ne rugăm. Iubitul nostru, Tată din ceruri, îți mulțumim în numele Domnului Hristos pentru tot ce ai făcut pentru noi. Te iubim și vrem să rămânem ai Tăi pentru veșnicie. Fii cu noi, Doamne. Fii cu oamenii dezorientați din lumea aceasta. Ajută-ne, iubire Tată, să ne pierdem pe noi înșine în stânca veacurilor care este Domnul Hristos. Dă-ne putere în această seară să Te recunoaștem ca autorul luminii, autorul cunoștinței, autorul mântuirii și salvării noastre. Te iubim, ne e dor atât de mult de Tine, încât suntem jecmăniți de lacrimi în fiecare zi, pentru că Te așteptăm. Te așteptăm să vii, vrem să vii și vrem să ne întâlnim cu Tine. Îți mulțumim pentru prezența Ta, Tată bun, și îți mulțumim că în această oră n-ai venit Tu pe pământ, ci ne-ai înălțat pe noi la Tine, în rugăciune, și acum, prin credință, suntem chiar la tronul Tău. În numele Lui Iisus, îți cerem iertare pentru ce am fost și pentru ce suntem. Te rugăm frumos să ne binecuvântezi și în special prietenii, musafirii, cei care sunt pe calea undelor, și cu lacrimi îngenunchează alături de noi în această seară pentru iertare. Vindecă Tu sufletele celor prețioși, mântuiește-i Tu și ajută-ne să ajungem la Tine acasă, unde Tu ne vei oferi acele plăceri, acele bucurii și acele comori care echivalează cu mult mai mult, infinit mult mai mult decât 10.000 de plăceri interzise din lumea aceasta. Îți mulțumim, Tată, în numele Lui Iisus. Amin.